Cred că Părintele Nicolae, pentru care eu cel puțin am avut această convingere sau impresie că a fost realmente aici cu noi la această întâlnire, și a fost aici, este aici, cred că i-a plăcut această întâlnire, cred că e bucuros, mulțumit, și îl văd, mi-l reamintesc cum era fața Sfinției sale și chipul bucuros, luminos și liniștit atunci când lucrurile ieșeau bine, când era mulțumit, când era împăcat. Cred că așa este și cred că ne zice așa, da, bine. Asta era una din expresiile Părintelui. Păstrând așa o simetrie pe care pomenea la un moment dat și domnul profesor Costea Munteanu, am început această întâlnire, această manifestare cu un cuvânt al Părintelui Adrian Argintariu. Haideți să încheiem tot acest eveniment sau moment, tot un cuvânt preoțesc, părintesc, al unuia dintre fiii duhovnicești, fiind chiar al Părintelui Nicolae Bordașiu, foarte apropiat și foarte atașat, sau atașați amândoi, unul de altul, reciproc. E vorba de cuvântul de încheiere, deci, al Părintelui Cătălin Niculescu, de la Parohia Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc. Vă rog.